Liga a patra de fotbal Hunedoara a intrat în vacanța de iarnă odată cu disputarea etapei a 14-a din sezonul regular. În această rundă s-au înregistrat următoarele rezultate. CS2 Hunedoara, CSM Vulcan 1-2, Gloria Giurgiu Inter Petrila 1-1, CSM2 Deva Șoimul Băița 0-1, Retezatul Hațeg Victoria Călan 10-0, Dacia Urăștie Minerul Uricani 7-3. Principala beneficiară a rezultatelor acestei etape a fost Șoimul Băița, care cu 28 de puncte a urcat pe ultima treaptă a podiumului la 3 lungimi în spatele primelor două clasate, Retezatul Hațeg și CSM Vulcan, situate în această ordine, diferența fiind făcută de gol averaj. Foarte aproape de podium sunt Inter Petrila cu 27 de puncte și Gloria Giurgiu cu 25, iar finalul sezonului regular se anunță interesant, întrucât în primăvară, când se vor disputa ultimele trei runde, se vor stabili participantele în Final Four, după care se va cunoaște campioana județului, ce va evolua în barajul de promovare pentru eșalonul superior, dar și pe cele din turneele pentru locurile 5-7 și respectiv 8-10. Cei de la Băița, singura echipă dintr-o localitate rurală din competiție, sunt mulțumiți de parcursul lor. Așteaptă unele întăriri în pauza competițională și nu se vor da deoparte în lupta pentru primul loc. Dani, victorie la limită, ce înseamnă pentru voi? Înseamnă că am terminat o perioadă foarte bună, pe un trend foarte bun. O victorie muncită, o victorie pe final de retur, da, dar care ne menține sus în lupta pentru play-off. Ce urmează în ultimele trei etape, ce vor fi la primăvară, ceva întăriri? Suntem în discuții cu ceva jucători, sper să se și concretizeze, sper să vină niște jucători care într-adevăr ne pot ajuta, jucători care au jucat în Liga 2, în Liga 3, vom vedea ce-o fi. Dar cam ăsta este obiectivul, să aducem întăriri lotului și ca să ne putem face, să ne realizăm obiectivul. Se gândește Băița la un eventual baraj? De ce nu? Dacă ne ajută rezultatele, noi încercăm să câștigăm meci de meci, să o luăm pas cu pas și dacă ajută bunul Dumnezeu, suntem acolo sus, de ce nu? Pe 6 și 7 sunt Victoria Călan și Dacia Urăștie cu 21 și respectiv 17 puncte. Ultimele trei poziții sunt ocupate în ordine de CS2 Hunedoara cu 10 puncte, CSM2 Deva cu 7 și Minerul Uricani cu 3. Dar echipa din reședința de județ a arătat și în meciul cu Băița o evoluție mult superioară față de locul ocupat în clasament. Mariu Sârbu, înfrângeri la limită, dar o replică dârză la unul dintre pretendentele la primele locuri. Da, așa cum ați observat, în afară de doi jucători seniori, toți au fost sub 17 ani, deci 2003 doi copii, restul 2004-2005. Am întâlnit una dintre echipele experimentate și cu toate acestea, prima repriză, să zicem că ceva echilibru, dar repriza a doua am controlat autoritar, atât posesia balonului cât și posesia teritorială, având multe acțiuni de poartă, n-am dat gol, ei doar pe contraatac au reușit să ne surprindă, fără să ne pună în pericol. Voi nu sunteți în lupta pentru Final Four, ce vezi acolo sus? Păi, în primul rând, pentru noi vreau să spun că mă bucur că reușim să creștem jucători de mare calitate, care vedeți că joacă de la egal, cel puțin cu jucători cu prestigiu și cu experiență. În partea de sus a clasamentului este o luptă între 6 echipe, într-adevăr, și mă bucur că județul Hunedoara reușească să ducă pe o linie ascendentă fotbalul hunedorean și bine că există competitivitate. Reluarea competiției din Liga a 4-a de fotbal Hunedoara este prognozată pentru luna martie anului viitor.